Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi sunt la o partidă de pescuit la plută, pe barajul Rogojești. Ținta mea e babușca, roșioara. Vreau să rețin astăzi pește. Dacă prind, voi reține cantitatea maximă permisă pe zi, 5 kg. Dacă nu, voi mai veni probabil într-o zi. Vreau să fac o rețetă cu pește, o pastă de pește. Mai întâi prindem peștii și după aceea vă arăt și rețeta. Vizionare plăcută! Thank you.
vântul s-a întețit, peștele nu mai e activ, nu mai trage aproape deloc. Am prins foarte multă babușcă, dar sub dimensiuni, am reținut doar pe cele mai mari. Pot aici. Acolo, hai să vedem cât am. ...3,6 kg. Bine, mai e și plasa, în jur de 3 kg. Acum partea a doua a videoclipului. Aceasta e bucătăria mamei. Mama, din păcate, nu a vrut să devină vedetă YouTube și m-a lăsat pe mine aici să prezint rețeta. Ea o face, eu mai mult sunt un ajutor de bucătar. Aceasta e babușca pe care am prins-o. Sunt 5 kg de babușca aici. Mama a pus peștele aseară la fiert, a lăsat să se răcească peste noapte, a pus peștele la fiert cu o lingură de sare, foi de dafin, piper, cimbru și un amestec de oțet, o parte de oțet și două părți de apă și a fiert-o în jur de 3 ore. Peștele răcit se dă prin mașina de tocat carne. Și trebuie să iasă. Aici avem 3 kg de ceapă pe care o dăm prin robotul de bucătărie și după aceea o punem la călit. Ceapa dată prin robotul de bucătărie se călește cu 750 ml de ulei de floarea soarelui și se călește până se rumenește ea. Ceapa e gata, acum adăugăm peștele. După ce am adăugat peștele, trebuie să amestecăm, să nu se prindă de fund și îl mai fierbem până uleiul iese la suprafață. Uleiul începe să iasă la suprafață. Acum mai adăugăm o jumătate de borcan de bulion, în funcție pe de roșu vreți să iasă. Când sunt roșiile de grădină coapte, mama face suc de roșii, e mult mai bun decât bulionul, dar acum adăugăm doar bulion. Am jumătate de borcan, asta are 310 grame. Cam jumătate. Bine, am dat pe lângă o moară mama. Așa. Și mai puteți adăuga piper, sare, după gust. Luați puțin deoparte, gustați și în funcție de gust, na, mai adăugați dacă e nevoie.
Am oprit focul, așa arată pasta. Acum haideți să trecem la o degustare. Pasta aceasta de pește e micul meu dejun preferat. Puțină pastă pe pâine, e perfect dimineața. După ce termină mama pasta, o pune în borcanele mici de 400 de ml și o bagă la cuptor și o sterilizează timp de 20 de minute. Nu știu exact care e faza cu procesul ăsta, dar găsiți sigur pe internet metode de sterilizare. Haideți acum să... Așa, să o gustăm. Excelent. ...90% din cazuri când merg la pescuit la babușcă și rețin babușcă, asta fac. Asta face mama, de fapt, dar acum, pe lângă ea, ajutor bucătar, am învățat și eu. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!